Potrivit autorităților maghiare, un bărbat plin de sânge în zona capului a fost descoperit azi noapte pe malul Dunării, la aproximativ 50 de kilometri nord de Budapesta. Din discuțiile cu acesta, poliția a stabilit că a fost implicat într-un accident cu barca. Ulterior, oamenii legii au găsit în apropiere două cadavre. De órákkal később egy női holttestet is találtak a Megyerhíd magasságában a Dunán, és találtak egy sérült kisgéphajót is. În urma căutărilor, salvatorii au găsit în apă o barcă avariată pe care au tractat-o la mal. La momentul accidentului, în zona era localizată o navă de croazieră pe care polițiștii au interceptat-o la 80 de kilometri în amonte. Nava era vizibil avariată pe o parte. Cauza accidentului rămâne deocamdată necunoscută.